Vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat acel acord de principiu de a iniția OAT-ul Poiana Câmpina Puzu, bineînțeles cu amendamentul că vor plăti investitorii care au venit în comuna noastră. Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat de fiecare dată votul de încredere de a participa la masa credală atunci când petroutilajul a fost scos la vânzare. Vreau să vă mulțumesc de asemenea că de fiecare dată când am avut invitați, fie prin Camera de Comerț, fie prin ambasade, fie prin efectiv prin toate cunoștințele și relațiile, fie ale mele, fie ale dumneavoastră, că ați dat de fiecare dată votul de încredere, că m-ați împuternicit ca să duc la bun sfârșit și să încerc să atrag investitori. A venit ziua în care i-am rugat să vină în fața dumneavoastră. Ne-au pregătit surprize mari, dar în același timp trebuie să pregătim din punctul meu de vedere și noi pentru dânsii lucruri bune, pentru că numai împreună, și știți foarte bine, se pot realiza lucruri foarte, foarte mari în comună. Din punctul meu de vedere, nu este doar o bulă de oxigen. Din punctul meu de vedere, înseamnă un viitor foarte, foarte puternic al acestei comune, pentru că prin acești investitori, cu siguranță se vor înființa pe lângă noi locuri de muncă, ci și foarte multe alte activități noi în comuna noastră. Deci, pe lângă locurile de muncă, sunt activități pe care dânsii o să vi le explice în linii mari, pentru că sunt oameni de afaceri și trebuie ținuți la discuții foarte mult. Va fi, din punctul meu de vedere, un viitor asigurat al comunei noastre și din punct de vedere financiar, pentru că știți foarte bine ce înseamnă numai taxele și impozitele pe clădiri și pe terenuri care le varsă în bugetul local, înseamnă o dezvoltare a infrastructurii în comuna noastră. De asemenea, și taxele pe venituri, taxele pe salarii și așa mai departe. Deci bugetul nostru va avea din nou o creștere destul de semnificativă începând de la anul încolo.